Scandalul Cristian Sima continuă. Acționarii bursei sibiene au decis să-l dea în judecată pe fostul director general al Sibex și polițiștii sibieni urmăresc acest caz, chiar dacă până acum nu au primit nicio plângere de la persoane fizice sau juridice pe numele lui Sima. Cazul Cristian Sima pare să fie departe de un final. În această săptămână, acționarii bursei sibiene au decis să-l acționeze în instanță pe fostul director general și președinte al Consiliului de Administrație. Aceștia au luat decizia chiar și în contextul în care la Sibex nu au existat prejudicii materiale. Mai mult, și polițiștii sibieni rămân în alertă pe acest caz. Deși nu au primit încă un raport de la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și nici vreo plângere de la persoane fizice sau juridice care să fi fost păgubite de fostul director. Nu avem sesizări de la persoane fizice. CNVM-ul nu ne-a trimis încă raportul de control de la Sibex. Nu știu dacă îl va trimite vreodată. Din răspunsul pe care ni l-au trimis, ne-au spus că după întocmirea raportului îl vor comunica Sibex-ului pentru eventualele contestații și abia după aceea vom primi și noi raportul dacă face obiectul vreunor nereguli. Deci, din punctul nostru de vedere, cazul Sima este închis? Nu este încă închis. Așteptăm raportul CNVM-ului cu privire la Sibex. Fostul director al bursei sibiene a fugit în Islanda după ce a pierdut banii clienților care investeau prin firma sa de brokeraj.